Mi-a rămas săpat în minte de pe când copil eram, că sunt om, că am o țară și o limbă și un neam, că în adâncul gliei sfinte zac de veacuri morții mei, că din ei răsare pâinea și prin mine trăiesc ei. Baluri tulburi de uitare peste moșii mei se așează, limba nu ne mai e limbă, țara nu mai este trează. Azi ne învață imbecilii intereselor perfide cum să ne uităm strămoșii și să venerăm partide, cum să ne uităm istoria și să o vindem pe bucăți, cum să facem moluri vile, scoțând piatra din cetăți, pe Vlad Țepeș, cum să-l facem personaj de film de groază, capul lui Mihai Viteazu în dolari cât valorează. Ne învață idioții că Bălcescu a fost laș și că Decebal bătrân a fost un sinucigaș. Cum de s-a ajuns aici, ca să vină fiii ploii nesimțiți, că să-ți permită a ne ponegri eroii, niște dascăl fără școală ce au citit minciuni sfruntate și ni le aruncă în față ca pe legi adevărate, bieți de făimători de stirpe, lacom și periculoși, ce-am fi noi fără istorie, ce-ar fi ei fără strămoși? Fără urletul lui Horea am fi sclavi și azi pe roată, iar hunii din pustie nobilime elevată. Fără paloșul lui Ștefan am fi pașalâc turcesc, robi umili care cu grâne tot islamul hrănesc. Dacă nu muream în luptă la Neajlov și la Rovine, n-am mai fi avut biserici unde neamul să se închine. Nu trecurăm peste veacuri ca o nație coruptă, ci cu aspre sacrificii și cu jertfe și cu luptă. Și a trebuit adesea spre a ne salva norodul, sângele lui Brâncoveanu să inunde eșafodul, trupul lui Ioan cumplitul să se sfâșie în bucăți, umărul lui Avramianco să se sfarme de cetăți, plânsul lui Vladimirescu să se aude din fântâni ca un preambul la imnul Deșteptați-vă, români! Fierul smuls din pieptul țării n-a fost arma și necazul, ci coroana pentru Doja și Baltac pentru Viteazul. Munții noștri aur poartă, am putea să fim bogați, însă nu ne sunt salvare, ci motiv să fim prădați. Biciuiți de monștri vremii și răpuși de neputință, am trecut peste milenii cu speranță și credință și am nădăjduit că poate neamul nostru într-o zi, printre alte mândre neamuri ca o stea, va străluci. Astăzi, cine ni se roie? Cine e gata ca să moară pentru sfânta libertate, pentru neam și pentru țară? Grași și libidinoși și snobi și analfabeți, banii mulți și burta plină pentru ei sunt sensul vieții. Niște șmecheri fără școală, niște scârbe, niște javre care pentru șpagă calcă fără milă pe cadavre. Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanții și am trimis toți imbecilii, proastele și aroganții să ne facă de rușine cerând mită pe la toți și să fim priviți prin dânsii ca o nație de hoți. Potignini sunt discursuri insipide și banale, fără dicție sau noimă, cu greșeli gramaticale, bițipoanca plângăcioasă sau tribunul făcând spume sau ciobanul fără carte să ne reprezinte în lume. Unde ne iați mândria? Unde ne iați curajul de a-i lua de ciuf, de guler și a spăla cu ei pavajul? Oare nu mai sunt în țară oameni demni și responsabili să ia frâiele în mână de la viermi incapabili? Creierele geniale sunt vândute la străini, spre a nu încurca la furturi pe acești avortoni cretini. 15 milioane cât s-a mai rămas prin țară, să fim pentru haimanale animale de povară, să muncim pe brânci o lună și să ni se dea salar cam cât lasă ei pe seară șpagă la un ospătar. Nu mai vreau să-mi văd prin case cum ne mor de frig bunicii și nici mame disperate ce le dau la ăștia micii. Nu mai vreau să-mi văd părinții dependenți de tratamente și cu banii de mâncare cumpărând medicamente. Nu mai vreau să-mi văd soția umilită la ghișee sau băiatul dat afară că-i sărac de prin licee. Ca o boală fără leacuri, ca un cataclism, mă sperie cum trăiesc în lux netoții și capabili în mizerie. Eu aștept reînvierea când din marile morminte vor veni din nou eroi înarmați cu bici fierbinte și vor face curățenie printre cei ce ne-au prădat, spre a fi din nou în lume neamul binecuvântat.